Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum să realizați fișa de feedback semestrial. În primul rând, accesăm documentul în care găsim această anexă. Eu am găsit-o într-un act din Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 579, din 8-6-2021, ordin pentru aprobarea metodologiei de acordare a feedback-ului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar. La finalul acestui document se află o anexă la metodologie care este un model de fișă de feedback semestrial. Ei bine, eu acest model de fișă mi-am propus să îl transpun într-un formular pe Google Forms, Google Formulare. Așa că voi accesa contul meu de Google, G Suite-ul, da, și în suita de instrumente, accesez formulare. Pentru a crea un formular nou, avem acest plus pentru a crea un formular de la zero. Titlul formularului, sigur că da, îl preiau direct de aici, din documentul deschis. Eu l-am deschis cu Adobe Reader, l-am descărcat în PDF. Titlul va fi fișă de feedback semestrial, da? Merg și copiez acest text sau pot să-l scriu manual. Eu voi merge cu copiere și lipire. La descrierea formularului o putem prelua pe cea dată aici, da? În care ne spune: sunteți invitați să oferiți feedback cu privire la activitatea de la clasă și așa mai departe. Mergem și lipim în formularul nostru la descriere. Bun. Mai departe, prima întrebare. Așa cum vedem în acest formular, vedem că în prima întrebare trebuie elevul să spună clasa. Și ne sugerează aici că putem crea un drop-down, o listă care să se deruleze cu clasele din școala noastră, sau putem să-i punem pe ei să completeze manual clasa. Bun, vă voi arăta cum putem face cele două, da? Întrebare fără titlu și punem: sunt în clasa, exact cum scrie și acolo. Sunt în clasa. Trei puncte de suspensie și apoi, cum spune acolo, fie drop-down, fie răspuns pe care să-l scrie el, răspuns scurt. Eu voi pune drop-down. Cred că este mai ușor așa și introducem noi acolo toate clasele pe care le avem. Da? A5-a, A5-a, A6-a, A6-a B, sau trecem direct la A7-a, cum voi pune A7-a și A8-a, să spunem. Sigur că dumneavoastră introduceți toate clasele la care predați. Finalizăm, da? Punem să fie obligatoriu. Sigur că această întrebare trebuie să fie obligatorie, pentru că astfel fiecare elev dovedește că face parte dintr-una dintre clase și este foarte important să știm de la ce clasă am primit feedback, nu neapărat de la ce elev, pentru că acest formular, această fișă este anonimă, așa cum scrie și în descriere, dar este important să știm de la ce clasă am primit feedback-ul respectiv. Ne asigurăm totodată în partea de setări că am făcut ca formular și nu am creat acest formular ca și quiz, da? Să primească puncte pentru fiecare. Da? Și ne uităm în partea de chestionare, să nu fie bifată această opțiune faceți un chestionar, pentru că atunci ne scrie și aici: atribuiți puncte întrebărilor și permiteți autoevaluarea. Nu ne dorim acest lucru. La general, bifăm limitați la un răspuns și la această parte de necesită conectare, lăsăm să fie restricționați la utilizatorii platformei respective, da? La platforma școlii dumneavoastră. Să editeze după ce trimit nu, să vadă diagramele de sinteză și răspunsurile text nu. La prezentare, afișați bara de progres, o putem afișa. Întrebările în mod aleatoriu nu, le vom lăsa exact așa cum sunt și dacă vrem să schimbăm mesajul de confirmare, cel predefinit este: răspunsul dumneavoastră a fost înregistrat. Acestea sunt opțiunile din partea de setări. Le salvez, după care, pentru a adăuga
o întrebare nouă, apăsăm pe plusul din partea dreaptă. Adăugat o întrebare. Apoi, vedem că la următoarele întrebări avem în felul următor. Cadrul didactic căruia îi acorzi feedback predă disciplina. Copiem direct de aici și lipim. După care eu aș propune din nou o listă de tip drop-down aici, da, prin care ei pur și simplu să aleagă discipline și trecem aici toate disciplinele. Da? Limba și literatura română, matematică, geografie și așa mai departe. Le punem pe toate. Fie avem opțiunea de a pune răspuns scurt și elevul să introducă aici disciplina. Dar atenție că unul poate va scrie cu literă mare geografie, altul cu literă mică, altul poate greșește o literă și astfel nu vom avea la sfârșit o analiză la fel de concludentă. Așa că eu propun să lăsăm și aici cu drop-down. Și din nou spuneam, putem introduce geografie, matematică, istorie, introducem toate materiile pe care le predăm. Dacă vă faceți dumneavoastră doar pentru materia dumneavoastră, aici lăsați o singură disciplină. Dacă faceți pentru întreaga școală, atunci introduceți toate disciplinele care se predau la fiecare clasă în parte. După care, adăugăm o întrebare nouă. Următoarea întrebare ne spune în felul următor. Numele cadrului didactic care predă disciplina selectată. Sigur că vom copia și această întrebare. O lipim. Și aici, la fel, eu propun să nu punem ca răspuns scurt, pentru că nu toți elevii ne știu numele sau nu le știu corect sau complet. Și atunci vom crea o listă cu drop-down unde punem numele tuturor profesorilor. Da, nume profesor 1, nume profesor 2. Profesor 2 și tot așa profesor 3, până introducem toți profesorii care predau în școală. Dacă facem doar pentru noi, cum spuneam și mai devreme, lăsăm aici doar numele nostru. Să nu uităm să punem și aceste întrebări, să fie obligatorii, dar bifăm această opțiune obligatoriu din partea dreapta jos. Facem click pe întrebare și apoi bifăm obligatoriu. Mergem la următoarea întrebare și apoi avem aici o întrebare mai complexă. În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații despre activitatea de la clasă? 1 înseamnă în foarte mică măsură, iar 5 în foarte mare măsură. Copiem această indicație de aici, această întrebare, o lipim și creăm apoi, iată, programul intuiește, grilă cu mai multe variante. Da? Și pe rânduri avem întrebările, cele 16 întrebări le vom pune pe fiecare pe câte un rând. Da, și prima este profesorul explică clar materia. Da, mergem și copiem de aici sau le putem scrie noi manual. Da, pe rândul 1, prima afirmație, apoi cea de-a doua, cea de-a treia și tot așa le vom lua pe fiecare în parte. Sunt 16 în acest formular propus. În acest model de formular. Am ajuns la numărul 6. Cea de-a șaptea, profesorul folosește tehnologia digitală. Iată, noi o folosim chiar acum. Important este să o folosim și la clasă împreună cu elevii sau în folosul elevilor. Am ajuns la întrebarea cu numărul 10. Pentru a merge mai repede, eu le iau cu copiere și lipire. Ctrl-C din tastatură pentru copiere, Ctrl-V din tastatură pentru lipire. Sigur, putem face și cu click dreapta, copiere și apoi lipire, dar este mai rapid prin folosirea scurtăturilor de pe tastatură. Am ajuns la numărul 15. Profesorul este interesat de starea mea de bine. Și
ultima, fac efort mare acasă pentru rezultate bune la această disciplină. După care, pe coloane, așa cum ne dă în indicații, avem pur și simplu cifrele de la 1 la 5. Deci vom avea 1, 2, 3, 4 și 5. Și cum ne spune în indicații, 1 înseamnă în foarte mică măsură, iar 5 în foarte mare măsură. Bun. Bifăm să fie obligatoriu și răspunsul la aceste coloane și linii, după care trecem la următoarea întrebare. Apăsăm din nou plusul pentru adăugare de întrebare. Ne spune aici în model, mi-aș dori ca la această disciplină să și sunt puncte de suspensie. Aici vom crea o întrebare în care, în locul punctelor de suspensie, elevul să aibă posibilitatea să adauge chiar un paragraf, nu doar un răspuns scurt, ci un paragraf întreg, pentru că unii au mai multe lucruri de spus. Și atunci selectăm din lista de opțiuni la întrebare paragraf. Să fie tip paragraf. Textul unui răspuns lung. O punem și pe aceasta obligatorie. Apoi adăugăm o nouă întrebare. Următoarea. Dacă ar fi să-i spui profesorului un gând după acest semestru, care ar fi acesta? Selectăm și această întrebare, o lipim. Din nou, eu consider că cel mai bine este ca ea să fie tot paragraf, pentru a-i permite elevului să scrie cât mai mult aici. Pentru a ne da un feedback cât mai complet, o punem obligatorie și pe aceasta. Eu vă sugerez să le puneți obligatorii pe toate. Și apoi, în acest semestru am fost prezent la cât la sută din ore, da? Și atunci, cel mai bine este să punem răspunsuri multiple ca variante și el să aleagă una dintre aceste variante. Fie 25% din ore, fie 50% din ore, fie 75% din ore, fie peste 90% din ore. Bun, punem și această întrebare ca fiind obligatorie și cu asta vedem că am finalizat formularul. Da, îl vom salva și îl vom trimite. Cum facem acest lucru? Pentru a-l trimite, avem opțiunea Trimiteți. Și către cine dorim să trimitem, putem introduce adresa de e-mail a clasei sau putem copia linkul, da, din cea de-a doua parte aici, scurtați adresa URL pentru a fi o adresă mai scurtă și această adresă o putem introduce pe Classroom, unde să le spunem, vă rog frumos, completați acest formular de feedback care este foarte important pentru activitatea noastră. Haideți să vedem, dragilor, acum ce a ieșit, cum arată formularul nostru, cum îl vor vedea elevii. Copiez acest link și îl pun într-un tab nou. L-am lipit și aștept să se încarce. Iată cum va arăta pentru elevi. Fișe de feedback semestrial, introducerea sau descrierea, selectez clasa, aleg numele disciplinei, apoi numele cadrului didactic care predă această disciplină și apoi încep să bifez. Iată, aici a rămas cu coloana 3, trebuie să modific să pun numărul 3. Pot să mă duc deja, pentru că văd că este o mică greșeală aici, iată, în loc de coloana 3, iată unde scrie coloana 3, voi pune cifra 3. Bun. Dacă reîmprospătez, voi vedea că deja s-a făcut această schimbare. Da? Iată, numărul 3. Reiau procesul. Clasa 5A. Aleg disciplina. Aleg numele cadrului didactic. Și încep să bifez opțiunile. Asigur că le vom cere elevilor să fie cât mai serioși, să fie cât mai atenți și să ne dea un feedback real astfel. Da? Pentru că este foarte important atât pentru noi în activitatea noastră, cât și pentru îmbunătățirea calității materialelor pe care le oferim la clasă pentru a face un act educativ de o calitate mai bună până la urmă. Da, aici trebuie completat de către elevi cu paragrafe scurte. La final selectează la cât la sută din ore au participat. Bun, iată și aici o mică greșeală, 75% din ore trebuie completat. Da? După care salvăm. Dacă reîmprospătăm, vom vedea că automat se schimbă și în formularul nostru.
Dragilor, sper că vă va fi util acest tutorial și veți reuși și voi să realizați o fișă de feedback semestrial în Google Forms sau formulare Google. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc multă sănătate și toate cele bune!